că filmez, mă, că nu fac cu crimă, mă. Bă, filmez eu, uite. Ce, așa să iau un om? Stai că vă filmez eu și vă bag pe YouTube. Asta, mă, vă bag pe YouTube, sunteți mecheri, așa să iau un om. Se pare că cei doi tineri din Mătăsar se cunoșteau de mult, erau chiar prieteni, însă pe fondul consumului de alcool au ajuns să se certe. Unul dintre ei și-a adus aminte că celălalt i-a furat telefonul în urmă cu ceva timp și a început să-i reproșeze acest lucru și spiritele între cei doi s-au încins. Apropiații spun că doar s-au îmbrâncit și au spart două scrumiere. Veni o dubă de jandarmi, intrare în casă peste un băiat, la ușă sau în casă, nu știu, când n-am văzut decât eram pe geam eu. Și îl trântirea pe jos, îl luară și îl băgară în mașina poliției, a Dubei, de jandarmi. Am primit un telefon că e la poliție, arestă. Am încercat să intru la poliție, nu m-a lăsat. Nu știu. De ce a fost reținut? A spart două scumiere. Și a dat mandat de 24 de ore. S-a certat cu un prieten? Da. Vi se pare corect ce s-a întâmplat? Nu. Mi se pare un abuz de la poliție. Săceanul Alexandru a fost ridicat de poliție chiar din casă în prezența soției și a fetiței minore. Acesta a fost târât până la mașina poliției, timp în care vecinii acestuia țipau că nu a făcut nimic. Au venit sus, a ieșit la ușă, l-au tras din casă afară. El a zis, postet, hai să-l lase în pace, că ne singur, l-au pus jos în scară. I-au sucit mâine la spate, a coborât cu el jos și aici, în fața blocului, tot așa au văzut și vecinii, și l-au băgat în dubă. Ei nu l-au lăsat să meargă el singur. Da, i-au spus pentru ce îl ia? Nu, să meargă cu ei. Oamenii din Mătăsar se plâng de faptul că sunt terorizați de polițiștii din localitate, în special de șeful de post. Comunitatea dimineața s-a făcut raze până în cartier renumit. Și bătea la ușă, parcă erau disperați, ce vă treabă? Că buletin, du-te, dracu, și lasă-mă că mi-e sun. La ora 6, că azi noaptea a fost la 3 la împăcefă. Cum mă trimis comandantul să vă păzăți, dracule, atunci când eu am scăpit jos din picioare. Bă, ce, ca nebuni la ușă. La ușă, la ora că mi-a expirat contractul. Apoi de, cât stă el 3 luni de zile aici? Totuși, că stau, radie, pe toți arestează, cum se vede, costă și iarba, de pe pământ, pe toți curăță. Consilierul de aici a dădus-l urte să-l aducă târâș. Pe Dani? Da. Mă, dar la tine că l-a căutat. Păi de ce? Așa-i vine lui. Vrea el să arate că el e în Mătăsar, el comandă șoc. Suspecții au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propunere de arestare preventivă, dar magistrații au decis că tinerii să fie cercetați în stare de libertate, dar cu interdicția de a părăsi localitatea pentru 29 de zile.